ziua și bine v-am găsit într-un nou live al tururilor noastre pe la instituțiile de învățământ profesional tehnic agricol. Suntem în campania UE pentru Moldova Rurală și vă comunicăm oportunitățile de care au beneficiat aceste instituții în cadrul proiectului Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova, un proiect implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare în parteneriat cu Centrul Educațional Prodidactica și Donau-Soia, cu suportul Uniunii Europene. Suntem la Țaul Dondușeni astăzi, la Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnici Agricole, ca să vă arătăm modernizarea pe care a primit-o această instituție în cadrul proiectului DEVRAM și nu doar, accesând mai multe proiecte care au venit în instituție cu suportul Uniunii Europene. Trebuie să vă recunosc că am rămas fascinată de ce am găsit aici, la nordul Moldovei, și sper ca în acest live să reușim să povestim măcar pe îndelete ce s-a întâmplat aici, iar ulterior în reportajele TV și pe online să vedeți ce s-a întâmplat cu adevărat la Centrul de Excelență. Eu sunt Nadia Dare și am plăcerea să îi mulțumesc pentru găzduire de astăzi doamnei director adjunct a Centrului de Excelență, doamna Ludmila Iurcișin, și mulțumim foarte mult că ne-ați primit azi. Cu mare drag, ca întotdeauna bucuroși de oaspeți. Ce se întâmplă la moment în instituție? La ce etapă? Sunt testări, sunt examene, da? Suntem pe un final a anului de învățământ și chiar dacă, în dependență de programul de formare, cineva dintre elevi este în proces de examinare, cineva este în proces de practici, cineva mai este încă la ore, adică avem un proces divers, ca întotdeauna. Fiecare știe foarte bine ce trebuie să facă, asta e cel mai important. Cu siguranță. Doamna Iurcișin, ia spuneți-mi, eu o să vă recunosc, sunt absolut uimită de ceea ce am văzut în această instituție. Este chiar de perspectivă pentru zonele rurale și domeniul agricol din țara noastră. Spuneți-mi de ce proiecte a beneficiat instituția în ultima perioadă și ce au adus ele nou în... Eu am să zic că sunt membra unui colectiv care întotdeauna a acceptat provocarea. Așa. Și cred că pornind de la domnia sa provocarea, avem și aceste izbutiri și s-au reușite. Pentru că, da, mai mulți din cei care cunosc starea de lucruri de anterior care era în instituție, veniți peste ani, zic că s-a primenit nu doar fața, dar și în totalitate tot ce văd aici. Deci noi am văzut doar partea bună, partea frumoasă a lucrurilor până aici. Este în totalitate, aș zice eu, o parte bună. Așa. Vreau să zic că instituția este una care a facilitat de foarte multe proiecte. Pornind de la asistența tehnică pentru dezvoltarea învățământului și formare și ca urmare este această reconstrucție și modernizarea blocului de studii. Ulterior, mai multe proiecte europene au contribuit pentru ca noi să cunoaștem această schimbare prielnică, în primul și în primul rând pentru beneficiarii principali, elevii noștri, care ulterior, prin schimbare de planuri de învățământ, prin schimbare de standarde de calificare, prin schimbare de curricula, prin formare de cadre didactice, prin dotare de laboratoare, sere, terenuri, loturi demonstrative care sunt în imediată apropiere, să cunoască într-adevăr beneficiile de studii într-o instituție modernizată. E o plăcere, cred, și pentru profesori, dar și pentru elevi să vină într-o instituție într-adevăr modernă, cu laboratoare dotate, cu sere în care pot să experimenteze, iar asta le trezește și mai mult interes pentru studii. Anume, spre asta și am optat și am aspirat. Și aspirația noastră s-a învrednicit de succes, pentru că o recunosc și elevii noștri, pentru că e una când se lucrează cu echipamente deja depășite, care ulterior, mergând fie la practici, fie în vizite de studiu, să vadă că nu mai sunt cele care să corespundă așteptărilor pieței muncii și cu totul altă atunci când aici exersează și acolo deja
aplică cele învățate, de fapt, așa cum se cuvine. De la instruire pornește modernizarea și asta vă mulțumesc este. Că ați menționat acest lucru. În campania UE pentru Moldova Rurală, noi aducem rezultatele cu predilecția proiectului DEVRAM, dezvoltarea localităților rurale, și vreau să ne vorbiți despre impactul și despre oportunitățile pe care le-a adus acest proiect în centru de excelență din Țaul. Noi am fost beneficiarii numărul 1 a acestui proiect, zic eu, și nu doar eu, dar cred că lucrul acesta o să-l afirme mai multă lume care cunoaște, pentru că s-a investit atât prin dotări, cât și în factorul uman. Principala lecție învățată de noi este că omul poate aduce schimbarea. Prin acest proiect au fost formate cadrele manageriale. S-a făcut foarte mult pentru îmbunătățirea unor documente extrem de necesare în perioada actuală pentru o instituție de învățământ care își dorește viitorul și dezvoltarea. Pornind de la strategia de comunicare, de la planul de dezvoltare strategică, pornind de la, cum am zis eu, standardul de calitate, despre care ulterior o să aveți posibilitate să discutați cu colegii mei care au fost membri a grupului de lucru. Neapărat vrem să aflăm. Pornind de la planul de învățământ pentru siguranța produselor de origine vegetală, unde iarăși DEVRAM a fost proiectul care ne-a susținut îmbunătățirea de curricula, dotarea stațiunii didactico-experimentale cu o semănătoare și cu un distribuitor, care ne era extrem de necesare. În plus, 20 hectare care au fost cultivate cu soia și nu doar că au fost cultivate pentru a avea doar beneficiul material, dar a fost cu scopuri experimentale, elevii noștri având posibilitatea ca să efectueze mai multe experiențe și ulterior acestea să se regăsească în anumite rapoarte și chiar participări la concursuri, la fel lansate de DEVRAM. În afară de aceasta, cea mai mare pierlă, am să zic, de care o să faciliteze foarte multă lume, indiferent de vârstă, este sala de formare continuă. Un spațiu favorabil, benefic, de care deja avem o primă experiență, dar eu cred că acest început o să fie de bun augur, pentru că a fost un început promovat, avem 60 de beneficiari care deja pot să se laude că au un certificat de primul curs de formare la cultivator de legume și fructe, dar în perspectivă ne dorim ca și celelalte curricula care au fost elaborate anume cu suportul acestui proiect să-și găsească realizare. E foarte important să aibă inițial cadrele didactice acces la formările continue și o să vă întreb cu predilecție despre acest centru de formare continuă, pentru că l-am văzut și am rămas impresionată și eu de el. Din păcate nu putem să ajungem în toată instituția, e o instituție foarte mare, centru de excelență din Țaul Dondușeni. Vorbeați de elevi care au experimentat, care au fost în sere, care au cercetat cum și pe ce criterii se cultivă soia mai bine în această regiune. Cum au primit ei toate modernizările, toate posibilitățile, toate oportunitățile pe care le-au oferit proiectele venite cu susținerea UE? Să știți că era o sintagmă învățată de noi că specialitățile agricole nu sunt atractive și elevii nu prea vor să lucreze în acest domeniu. Da, da, da. Dar avem o tradiție frumoasă. Mai mulți foști absolvenți ai noștri care au devenit la rândul lor părinți și care activează și în acest domeniu, dar și nu numai, optează ca ulterior copiilor să facă studii aici. Nu se exclude că să fie un business de familie. Și mai mult chiar continuă, da? Da, să ducă cele inițiale de părinții lor. Și de aceea mai mulți din cei care învață la legumicultură, pomicultură, s-au arătat destul de interesați de posibilitatea aceasta de a face anumite experiențe și ulterior chiar să-l disemineze și agenților economici. Să se ducă tata, dar nu vrei să încercăm agricultura ecologică? O să întreb apropo pe doamna profesor despre acest curs. De ce formări au beneficiat elevii? De ce schimb de experiențe au beneficiat și cadrele didactice, știu, și elevii?
Colegii mei au facilitat de mai multe formări, inclusiv standarde de calitate și agricultură ecologică și mentorat în stagiile de practică. Ca urmare, s-a îmbunătățit și curriculumul existente în instituție deja, prin anumite îmbunătățiri, cum am zis, dar asta a contribuit foarte mult ca să apropie instituția de mediul economic, pentru că ca și mentori s-au format un cadru didactic și un agent economic și ulterior aceste schimburi de vizite, această conlucrare a devenit deja ceva tradițional și elevii noștri sunt cei care beneficiază pe deplin de aceste urmări. Foarte benefică. Zic, sistemul de management instituțional și aici, pentru că totul pornește de la o bună conducere a unei instituții de învățământ, cu siguranță, ce s-a îmbunătățit aici? Ce schimbări au survenit aici? Dacă anterior cineva avea ideea că cineva îmi este dator să-mi ofere, așa, deja da. Lumea nu mai așteaptă societatea, să îi se statul, ofere, nu știu cine, da? Ci se identifică noi oportunități și de fiecare dată nu ezită, indiferent că este cadru didactic sau personal auxiliar, în cazul în care identifică o oportunitate pentru dezvoltare instituțională, să știți că numai decât vin cu sugestii și lucrul acesta bucură, pentru că omul îndrăznește să vină cu propuneri când știe că este ascultat. Am zis lucrul ăsta nu întâmplător, pentru că noțiunea de director presupunea doar dirijare, noțiunea de manager presupune și implicare. De aceea, indiferent, vorbind de proces de conducere, vorbind de proces de zi cu zi a rutinei care se efectuează în instituție, toată lumea pune umărul. Toți sunt interesați într-un management participativ. Asta e. Cum au primit elevii această conlucrare cu agenții economici care au venit în instituție? Vorbeați de un program de mentorat în care au fost implicați. Le deschide noi uși, bănuiesc, prezența și sigur, simt suportul. Ba chiar mai mult, vreau să zic că dacă anterior agenții economici nu cunoșteau multe despre elevii noștri, acum au auzit foarte multe, au cunoscut foarte multe, au această colaborare și dânsii deja vin cu oferte și de angajare în câmpul muncii. Și lucrul acesta chiar ne bucură mult, pentru că nu mai cer acea experiență. Văd că experiența o văd aici. Așa. Da. Și e important. Ce se întâmplă la centrul de excelență? Spuneam că o să-l vadă lumea pe tot online-ul, o să-l vadă pe la televizor, în reportaje. Dar dumneavoastră spuneți-ne ce se întâmplă acolo de obicei, ce se întâmplă în ultima perioadă sau ce planificați să mai organizați, cum să beneficiați de sala aceea extraordinar de frumoasă și dotată. În imediat apropiere de timp, eu așa zic, ne dorim să dăm start încă unui curs de formare, standarde de calitate. Deja avem grupa de beneficiari, a rămas să stabilim posibilitățile tuturor când sunt predispuși pentru a se implica în acest gen de formare, dar ne dorim experți care să fie incluși în acest program de formare și nu doar atât, nu ne oprim aici, pentru că viața presupune mișcare. Prin mișcare ne dezvoltăm. De ce ne dorim alte programe să elaborăm, dar în dependență de nevoile pieții muncii, pentru că doar atunci ai beneficiarii. Respectiv. Cerința pieții muncii e mai presus de toate. Corect. Eu o să vă las un pic, dar nu mă duc departe. Trec la unul dintre profesorii din instituție care a participat de rând cu alți colegi de breaslă la elaborarea a două curricule foarte importante pentru domeniul învățământului profesional tehnic agricol. E vorba de agricultura ecologică și standarde de calitate. Doamna Mariana, dar vă rog să vă prezentați dumneavoastră complet, așa ca să
să știe lumea cu cine discutăm, da? Țurcan Mariana, șef de catedră disciplinii de specialitate și profesor disciplinii de specialitate la siguranța produselor agroalimentare și chimie. Doamna Țurcan, spuneți-ne dumneavoastră cum a fost conlucrarea cu colegii anume pe agricultura ecologică și standarde de calitate, pe aceste două curricula la care ați participat, în a veni cu noi abordări, cu standarde europene, cu mai mult interes pe care să-l trezim elevilor. Da, mulțumim partenerilor noștri de dezvoltare și Centrului Educațional Prodidactica, de care am facilitat de multe formări profesionale, deci în cadrul atelierilor de lucru, seminare, traininguri, și noi ca profesori suntem mai buni în ceea ce facem în domeniul în care noi activăm. Da, am participat la elaborare de curriculum standarde de calitate în domeniul agroalimentar organizat de proiectul de VRAM și Centrul Educațional Prodidactica, și vreau să vă spun că implementat în planurile noastre de învățământ, acest curriculum vine ca să faciliteze și într-un fel să formeze viitorii noștri specialiști în aplicare de legislație specifică în vigoare, din dependență de domeniul pe care și l-au ales, așa să fie la curent cu toate schimbările relevante care se produc, deci cu valoare, în domeniul agroalimentar. Deci a adus o valoare, o plus valoare instituției pentru acest domeniu, pentru că, iată, se califică și ajung să corespundă pieții muncii, așa cum vorbeam anterior cu doamna Iurcișin. Cum simțiți dumneavoastră, după atâtea traininguri, formări, după tot ce ați beneficiat în cadrul acestor proiecte, simțiți că sunteți mai în tendință cu cererea de piață, mai aproape de dorințele elevilor? Sigur că da, posedând atâtea echipamente și utilaje și venim cu argumente și cu aceste seminare și instruiri, invitând și oamenii de afaceri, elevii anului 4, de acum știu sigur unde merg să activeze mai departe, da? Deci suntem cu o bază materială mult mai bună și elevii noștri apreciază aceasta și totodată își formează acele abilități transmise de profesori, și care le vor fi de ajutor mai departe când vor fi angajați în câmpul muncii. Agricultura ecologică, ce impact are această disciplină și cât de importantă este ea pentru secolul 21 într-o țară agrară, da? Ca să racordăm totul la realitatea zilei. Da, noi cunoaștem că rolul sistemului agriculturii ecologice este de a produce hrană, produse autentice, necesare metabolismului nostru, așa, și totodată acestea să fie produse în concordanță cu factorii de mediu. Adică aici aducem și acea dragoste față de a proteja mediul înconjurător, dar și de a valorifica produsele noastre autohtone. Și mulți din elevii noștri au părinți care se ocupă, deci au o afacere și noi cunoaștem că produsele ecologice sunt la mare. Sunt la căutare. Da, mai. Sunt la căutare, sunt solicitate. Așa, și elevii noștri, datorită acestui proiect, cunosc cum se produce, care sunt cerințele pentru etichetare, pentru comercializare, adică este un mare beneficiu. Pot veni cu recomandări deja. Da. Uitați că noi o să întrebăm pe Lilia, cred și eleva dumneavoastră, care a beneficiat deja de instruiri, de traininguri, de cursuri în cadrul proiectelor de VRAM și nu doar. Lilia, eu știu că tu ești ambasador soia, dar hai, prezintă-te tu și spune-ne la ce specialitate studiezi aici la Țaul. Bună ziua, mă numesc Berjan Lilia, sunt eleva anului 3 la specialitate legumicultură și pomicultură în Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole Țaul. Lilia, spune-mi, ai beneficiat de traininguri, de instruiri, ce au adus pentru tine, ce abilități ți-au dezvoltat, ce
interes ți-au trezit pentru domeniul pe care îl studiezi? Am fost una din cei mai norocoși beneficiari ai studiilor, ai traininguri. De asemenea, am participat la vizite la care chiar am preluat foarte multe practici pe care le putem asimila și noi. Și anume, aș vrea să atenționez că aș dori să educ o atitudine prietenoasă mediului. E visul tău, da? Cu timpul, pământul, care este hrana noastră, pentru că pâinea este ceea ce va trebui întotdeauna. De aceea cred că este foarte important să educăm această atitudine, să promovăm o dezvoltare durabilă pe care am văzut-o și cred că este accesibil pentru noi, deoarece chiar optând pentru minimizarea acestor pesticide, insecticide pe care le utilizăm în agricultura tradițională, este foarte ușor de trecut la o alternativă, deoarece ea există. Și o vedem cu ochii noștri, nu numai pe loturile experimentale, în câmpul deschis, chiar și în cel protejat, deoarece avem practică, vedem lucrurile și le sesizăm. Aceasta vine o experiență foarte mare pentru noi ca specialiști, viitori specialiști în domeniu, și anume aceste vizite și întâlniri cu agenții economici ne fac mai convinși în ceea ce facem. Stai să-mi spui pe îndelete despre aceste vizite și întâlniri cu agenții economici. Sunt viitorii voștri angajatori? Sunt poate reperele voastre, da, fiind implicați într-o afacere agricolă, sunt poate reperele? La ce v-a ajutat? Ce scopuri v-ați trasat după aceste întâlniri pe care le-ați avut cu agenții economici? A facilitat cumva asta ca să vă întăriți visul vostru și mai mult sau să știți că aveți la cine vă angaja imediat după ce absolviți? Desigur, anume pentru noi, ca viitori absolvenți, este foarte important să găsim această nișă. Și anume, prin colaborarea, prin dialogul cu agenții economici, cu potențialii angajatori, ca cei care vor ieși în câmpul muncii, noi suntem foarte motivați să primim cunoștințe, să colaborăm, să avem niște să studii din de experiența caz, lor, să da? Cercetăm. De aceea, anume întâlnirile cu absolvenții care deja au obținut un succes, mă face să fiu motivată ca să devin și eu acel absolvent și să motivez tinerii de astăzi spre o agricultură ecologică, spre domeniul agrar, spre standardele de calitate. Lilia Bejan a fost ambasador soia, eu așa am să zic, pentru că mi-a plăcut aceasta. Știi cum, titulatura cea mai mare, cea mai importantă și ea se spune. Nu știu la ce cameră să văd, dar hai că mă adresez acolo. Vreau să o rog pe doamna Iurcișin să vină alături de noi ca pe final să ne povestească despre domeniile atractive, sper eu, pentru tinerii absolvenți care pot să vină la Țaul pentru formări în anul de studii ce va starta din septembrie. Încă nu avem aprobat acel plan de admitere, dar noi oferim formare la următoarele specialități. Este vorba de legumicultură, pomicultură, specialitate la care învață și Lilia, ambasador soia. Așa. Și ca rezultat, absolvenții la această specialitate capătă calificarea de agronom. Este o specialitate care trebuie tinerii să o asocieze nu cu sărăcia, dar cu bunăstarea, cu pâinea de pe masă, Lilia, pentru fiecare zi. Așa. O altă specialitate este tehnologia produselor de origine vegetală. Este ca și specialist tehnolog. O altă specialitate este siguranța produselor agroalimentare. Sunt și elevii care aici aveți în plină forfotă și e nevoie ca cei care vin și vor dori ca să-și aducă contribuția pentru ca produsele consumate de noi, consumatorii, să fie unele de calitate și cu impact asupra stării noastre de bine.
Și o specialitate la care întotdeauna avem mai multe solicitări este contabilitatea. Așa. Practic avem un lanț necesar pentru o bună dezvoltare. Sperăm cu timpul oferta noastră educațională să vină una mai extinsă, dar să nu uităm că acestea sunt programele de formare pentru nivel 4. Avem însă posibilități enorme ca prin acea sală de formare continuă să venim către diferite categorii de beneficiari pentru a le oferi acea dezvoltare și acea instruire de care dumnealor au nevoie. Sper că vă mulțumesc foarte mult. Eu sper că i-am cointeresat atât pe cadrele didactice din regiune și nu doar, din toată Republica, dar și pe viitorii elevi care vor opta pentru Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnici Agricole de la ţaul Domdușeni. Mulțumesc, doamna Iorcișin, iar eu, dragi prieteni, vă spun că live-ul nostru, transmisiunea noastră, dar și seria noastră de transmisiuni se încheie aici, UE pentru Moldova Rurală, însă va continua să vă povestească despre oportunitățile care au fost deschise zonelor rurale în cadrul proiectului DEVRAM cu suportul Uniunii Europene. Noi am vizitat în această perioadă mai multe instituții de învățământ profesional tehnic agricol și v-am povestit despre modernizarea și îmbunătățirea atât a sistemului educațional cât și a bazei tehnico-materiale de care au beneficiat aceste instituții în urma implementării proiectului Dezvoltarea Zonelor Rurale. Amintim, proiectul este implementat de Agenția pentru Dezvoltare Austriacă pentru Dezvoltare, Centrul Educațional Prodidactica în parteneriat cu Donau Soia, cu suportul Uniunii Europene. Sunt Nadia Daria, alături de întreaga echipă care am asigurat această transmisiune. Vă mulțumim foarte mult, prieteni, vizitatori, urmăritori, telespectatori, toată lumea care a stat cu ochii pe noi. Urmăriți și în continuare paginile ca să vedeți ce alte lucruri frumoase s-au făcut în țară pentru sistemul educațional din domeniul rural și nu doar, cu suportul Uniunii Europene. La revedere și numai bine!